Întâmpinarea pruncului Iisus de către dreptul Simeon, disciplina religie, cultul ortodox, clasa a patra. Nașterea Domnului o sărbătorim, după cum știți, pe 25 decembrie. După 40 de zile sărbătorim întâmpinarea pruncului Iisus de către dreptul Simeon, adică dacă data e de 25 decembrie, îi adunăm 40 de zile, ajungem în data de 2 februarie. Dar care este povestea acestei sărbători? După nașterea Domnului Iisus Hristos, Fecioara Maria a plecat din peștera nașterii din Betleem cu Sfântul Iosif, logodnicul, purtând în brațe pe Hristos pruncul, care avea 40 de zile, către Ierusalim. Mergeau ca să îndeplinească obiceiul care era atunci. Când copilul avea 40 de zile, părinții îl aduceau la templu pentru rugăciune, aducând ca dar o pereche de turturele. Cu cine s-au întâlnit la templu? La templu era un părinte bătrân, care se numea Simeon. Acestuia îi dăruise Dumnezeu mulți ani ca să-l poată vedea pe Mântuitorul. Pe vremea împăratului Ptolemeu al Egiptului a fost poruncă să se traducă în limba greacă toate cărțile Vechiului Testament. Pentru aceasta au fost aleși 70 de învățați. Dintre aceștia a făcut parte și părintele Simeon. Acestuia i-a revenit sarcina de a traduce cartea unui profet sau proroc numit Isaia, care prevestea că Mântuitorul se va naște dintr-o fecioară. Pentru că Sfântul Simeon nu era sigur că a tradus bine, a cerut ajutorul lui Dumnezeu. Îngerul Domnului i s-a arătat și i-a spus, ținându-l de mână: nu fi necredincios față de cele scrise, iată că vei trăi până când vei întâlni pe Mântuitorul. Dreptul Simeon a trăit crezând cuvintele îngerului, ducând o viață fără de păcat, ferindu-se să facă vreun rău și rugându-se mereu. A trăit foarte mult, peste 300 de ani. Deci la templu era dreptul Simeon, despre care Biblia spune că era drept și temător de Dumnezeu, care aștepta venirea Mântuitorului. Atunci când Fecioara Maria și dreptul Iosif au venit cu pruncul Iisus, acesta l-a primit cu multă bucurie zicând: acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, în pace, căci văzură ochii mei mântuirea ta. La ieșirea din templu pe scări ședea o prorociță numită Ana, care avea 84 de ani. Era văduvă, zi și noapte făcea post și rugăciune. Fiind ea în acel moment divin, a recunoscut pe pruncul Iisus Mântuitorul și lăuda pe Dumnezeu și vorbea despre prunc tuturor celor ce așteptau această veste minunată. Dreptul Simeon este ocrotitorul copiilor mici, așa ne învață Sfântul Nicolae Velimirovici. Pentru că pruncul Iisus a fost așteptat, a fost întâmpinat la templu de către dreptul Simeon, sărbătoarea se numește Întâmpinarea Domnului. Completează spațiile lacunare din textul de mai jos. Alegeți cuvintele care îl pot descrie pe dreptul Simeon. Răspunsul corect este: